Ora 4, bine v-am regăsit, Tatiana și Grig. Salutare. Doar unul din voi de știrile, să ghicim care. Tatiana, e ok, lasă așa. Hai. Bine. Bun găsit la știri. E oficial, săptămâna viitoare vom avea 3 zile de doliu național, 14, 15 și 16 decembrie, când sunt funeraliile regelui Mihai. Așa a decis guvernul în ședința de azi. Vă reamintesc, regele Mihai s-a stins din viață ieri, la vârsta de 96 de ani, în reședința sa din Elveția. Majestatea sa va fi adus în țară pe 13 decembrie, iar pe 16 va fi înmormântat la Curtea de Argeș. După moartea regelui Mihai, la tron îi urmează fiica cea mare, Margareta, care primește titlul de regină. Continuăm știrile. Se aprind luminițele de sărbători în Brașov. În această după-amiază, de la 17:30, perdele din LED-uri vor lumina orașul de sub tâmpa. Anul acesta, primăria pregătește surprize noi pentru localnici și turiști. În piața Sfântul Ioan se va amenaja un patinoar în aer liber, iar bradul din piața Sfatului va fi luminat cu 30.000 de beculețe. Cine a fost cu minte a primit cadouri de la Moș Nicolae, iar ceilalți mai neastâmpărați au găsit înghetuțe, nu ielușe în această dimineață. Dacă la român darurile sunt ascunse în ghetuțe, la unguri sunt aduse de îngeri, spune tradiția. Tot potrivit tradiției, nu ielușa cu care este lovit neascultătorul trebuie să fie de măr. Iar dacă aceasta pusă în apă va înflori până la Crăciun, înseamnă că Sfântul a mijlocit iertarea celui care a fost lovit. Evită să comanzi cafea sau ceai în avion, însoțitorii de bord le-ar ocoli cu siguranță, scriu jurnaliștii de la Business Insider, au aflat de la ei că apa pentru ceai și cafea vine de la robinet. În timpul zborului nu există apă îmbuteliată. Potrivit unei analize realizate în urmă cu câțiva ani, în care au fost testate peste 150 de avioane, apa de la robinet din 13 dintre acestea conținea bacterii coliforme. Două dintre avioane aveau în apa de la bord bacteria E. coli. Iar potrivit Business Insider, studiul a mai evidențiat că unul din 8 avioane nu îndeplinește standardele pentru siguranța apei de la bord. Decizie istorică în fotbalul românesc. Adunarea Generală a LPFA a decis ca din sezonul viitor arbitrajul video să fie implementat și în Liga 1. Dacă rezolvă repede problema banilor, oficialii LPF vor ca acest tip de arbitraj să fie aplicat chiar din play-off-ul acestui sezon competițional. Cer înnorat astăzi la munte, unde local va ninge slab, dar și în Maramureș și în nordul Moldovei, unde va ploua. Acum avem, potrivit ANM, la Brașov 2 grade, în Ploiești 4, la Iași 5, în Constanța și în Capitală sunt 6 grade Celsius, iar la Arad 7. Ești bine cu Pro-FM, Grig și Onuc, vin alături de noi la radio, ca băieții. Atât a zis Grig. Da, interesant ce să zic, până la 7, Grig și Onuc. Grig și Onuc, la radio, ca băieții. Grig și Onuc la Pro FM. Așa. Așa. Hai că ne-am reîntâlnit. Hai că ne-am reîntâlnit. Îmi place să te, cum îi zice, să te imit. Da, este ora 4 și 6 minute. Cum a fost de Moș Nicolae, Marusică? Eu ți-am găsit ghetuțele, să știi. Ieri am lipsit fiindcă ți-am căutat ghetuțele. Da, și nu le-am mai găsit. Ba nu, le-am găsit, erau curate, însă ți-am mai zis de atâtea ori. Nu-ți mai lăsa șosetele în ghetuțe, mai ales dacă sunt murdare. Bag eu mâna în ghetuță să bag cadou, că încolo de ce credeți că dau? De o șosetă de alumariu. Și problema era de este, nu știu când. Problema este că am încercat să o scot, dar era deja lipită și făcea ting, ding, știi cum face un elastic. Gata, și m-am dat peste mână din greșeală, m-am enervat și nu ți-am mai lăsat nimic. Între timp aud că am primit cadouri la radio, e adevărat? Eliza. Tu n-ai primit, nu. Eliza, ci că am primit un cadou, e adevărat? Nu, adu-mi și mie, adu-mi și mie, vreau să-l văd, Că nu așa se... Aoleu. Ia să vedem, deci fiți atenți, Eliza este drăguța noastră secretară. Oh, ce-i cu cheia aia? Aoleu, l-am cuiat. Păi da, eu... Deci nu vine să crede, Eliza, mi-a încuiat cadoul. Nu, mă, eu ziceam Eliza așa, bă, dacă tot n-a venit Grig, zic că n-a mai primit niciun cadou, nimic, și aia îl împărțim noi. De la cine? De la Lili, ascultătoarea noastră. A, Lili, că ne-a amenințat. Da, i-am zis să vină ea să ni-l aducă. Da, măi, și Lili, de fapt, când vorbeam noi de Black Friday, ce-ți cumperi de Black Friday, de fapt, Lili căuta să ne cumpere nouă cadouri. Pe bune, nu cred așa ceva. Am primit și noi... Și am primit mai mulți colegi de aici din radio cadouri de la asta, Lili. Asta înseamnă că am fost cu minți sau că ce? Da, noi mai puțin tu, da. Noi mai puțin acum, tu. Da, asta e. Vai, deci de-abia aștept să-mi vine Eliza cu cadou. Hai Eliza, hai Eliza, Eliza, că nu mai pot. Dacă s-a pierdut cadou, că văd că întârzie, stă cam mult. Da, s-a pierdut. Eliza, dă-l în pace. Hai să Eliza, nu mă mai bazez pe tine. Ți-am zis să zici că n-a primit nimic. Asta e, să o desfac.
Așa? Așa, stai, așa, stai puțin că trag de ea, o desfac. Așa, ia. Așa, ia să vedem. Aia, aia mea. Asta cupa, eu n-am primit. Ce mișto e o cupă. Eu n-am primit cupă. Este cupa cei mai buni, Grig și Onuc. Mulțumesc mult de tot, foarte frumos. Păi, dar de ce era la tine cupa dacă am primit-o pentru amândoi? Fiindcă e o merit. Am mai primit așa. Te iubesc, roze semidulce. Aia e de la mine, e de la mine. Mă iubești? Deci am primit o sticlă de vin roze semidulce. Vai, dar numai dar cadouri de copii n-am primit. Dar dă și mie să văd cupa aia, dă-te rog să văd. Ia de aici, fii atent, ia de aici cupa. Da. Stați așa că scrie Grig de la Lili, mulțumesc frumos. Am mai primit, ce e asta, frate? A, o brățară. Da, am primit și o brățară. Ce miște, da. Brățărica asta, foarte frumoasă, chiar da. O să o port. Marfă, marfă. Bravo. Mamă, Dumnezeule, ce mai am aici? Plum, cinnamon, ground. Ce asta, frate? Flavored coffee, cafea. Mi se terminase cafeaua, deci cafea cu cinnamon. Auzi, am o întrebare. Hey. La cine acasă rămâne cupa? Stai un pic, am primit o ciocolată cu lichior whisky. Oai. O beau după aia. Mamă, mai este, nu vine să cred. Ai mai primit o sticluță mică, mică, mică de whisky? Aha. Și aștept sticluța. Uite, acum, ai, și-am mai primit ceva. Acum ne scrie Lili și zice că așa s-a nimerit cupa la Grig. Dar Lili, nu știu ciocolată, ce să zic. Ciocolată, dulciuri, am fost cuminți. Mulțumim din suflet, Lili. Stai un pic. Gata. Gata? Ai scos toate cadourile? Bravo, Grig. Să nu le mănânci acum. Asta este. Cadouri pentru adulții care au fost cu minți. Mulțumesc din suflet, Lili. Trebuia să vii tu personal să ne le aduci, că așa era frumos. Dar deci data viitoare. Fac o poză acolo la cupă. Să o avem aici și noi și să postăm pe pagina Grig & Donuc. Și ce faci? Vinul ăsta îl bem acum sau după? Vinul nu se bea acum, Grig. Se bea, că cu Te iubesc, da. E și nu în timpul emisiunii. Ai mare dreptate. Mulțumim, Lili, mulțumim și vouă că sunteți cu noi în fiecare zi, mai ales de la 4 la 7 după amiaza, iar ora asta o să fim și cu foarte dedicație. Bună muzică. Facem dedicații pentru Lili, dacă tot. Hai, dedicație să fie. Atâtea cadouri, Post Malone, Rockstar. Feels just like a rockstar. All my brothers got that guess. Mai avem și Major Lazer, Suacara. Suacara. Și piesă nouă de la Rita Ora, Anywhere. Ajungem acum la 3 sud-est, stele și Grig și Onuc Rământ. Asculți Pro FM cu Pavel Onuc Escobar și Grig El Patron. Grig și Onuc la Pro FM. Salut, salut, bună, bună. Poți să mai zic o chestie apropo de cadouașul de mai devreme de la Lili? Am primit o bancnotă. Stai un pic să văd. Ia, dă încet. E adevărată. Stai așa. E adevărată, stai, mă, numai testa. Ai, deci, da, cred că e adevărat. Ți-a plăcut? Deci, s-o, păi nu știu, că zic, așa se încearcă în dinții. O bancnotă de 2 dolari. Lili din București, mulțumim și o felicitare. Onuc este foarte supărat că a zis așa: eu n-am primit felicitarea cu bancnota de 2 dolari. Stai că ne-a întrebat ceva Lili. Ia să văd, îți amintești emisia despre dolari? Da, fii atent. Și într-o emisiune ați vorbit de bancnota de 2 dolari. Întâmplător, asta mi este jobul și de atunci... Cum, ce job ai? Mi-a zis ea, da, ceva de genul. Și că și de atunci mă chinui să fac rost să vă trimit. Deci nu se găsește bancnota de 2 dolari. Oamenii spun că dacă porți în portofel bancnote de 2 dolari, nu de 1, măi! Ci că aduc spor și mulți bani de să vă fie de folos. Mulțumim, Lili din București. Trebuie să o împar, să o rup cu Onuc sau uite, ce să fac? Mi-a trimis Lili o poză. Trebuie cu pormoneu, că și are 2 dolari acolo, uite. În pormoneu, da. Dar Lili... are mai mulți acolo, văd euro, văd haideți, pormoneu Michael Kors. Să știi că da. Și pormoneu gol mi-ar fi purtat noroc, Lili. Al ei, nu al tău. Al tău nu-ți poartă noroc de când ești mic. Tu știi ce am eu pormoneu? Am, fii atent, am o, știi cum este husa aia de telefon mobil? De baci ca într-un plic telefonul mobil. Uite, fii atent că ți-o arăt. Deci este o husă de piele. La așa, mine ăla-i pormoneu, da. Doamne, urât arată-ți că e un ciorap. E chiar un ciorap. De ce insistăm? Fiindcă Lili este una dintre ascultătoarele noastre. Mulțumim, surpriză frumoasă de... Așa ne-a zis. Jobul meu e exchange. Ok. Ne-a trimis un cadou. Ne-a trimis un cadou, ci că mai mulți colegi au primit. Eu am văzut pe Facebook că și dimineața s-a primit. Ramona și Coțofan au primit și ei o sacoșică. Și foarte tare, chiar surpriză. Chiar surpriză. Pe bune. Uite, eu n-am apucat să fac cadouri de Moș Nicolae foarte multe, că, mă rog, da, că n-am apucat, că n-am avut timp, cum s-ar spune. Păi, de asta vreau să vă zic că avem bancnotă de 2 dolari. Nu-mi par cu tine, mă lași mie, da? Păi mi-mi dai un dolar. Eu am nevoie de mai mult noroc în viață, că... Mi-mi dai un dolar, nu mă interesează. Da?
Neapărat. Bine. Hai că tu ai avut în dragoste, ți ajunge. Bine. Ok. Hai că mergem mai departe la The Chainsmokers și Coldplay. O să vorbim una de noroc, dar și de ghinion imediat. Exact, chiar da. Grig și Ionuc, singurul serial pe care nu-l iei de pe torente. Brace yourselves. Grig and Onuc are coming. Așa e, am ajuns, da, de la 4 deja și mai stăm până la 7. Până la 7. N-am început noi emisiunea cum trebuie, măi. Păi, deci, băi, aoleu, așa este. Așa este, ai mare dreptate și îmi cer mii de scuze. La mulți ani colegei noastre, Nico. La mulți ani, Nico. Mai este Nico aici? Unde e Nico? Nu știu, du-te cheamă. Și dacă nu mă înșel, cred că astăzi sau mâine este și ziua colegului nostru George Vintilă, dar trebuie să aflăm foarte repede. Aici e Nico. Aici e Nico. Acolo la microfon. Hai, Grig, la 3, mulți ani trăiască, da? Stai, stai, stai. Mai las-o puțin, las-o puțin, lasă puțin că vreau să pregătesc ceva. Bine. Frumos. Este o surpriză pentru este melodia, da? Este melodia. Yes. Este melodia de la mulți ani care îmi place cel mai mult. Dă-i încoace, dă-i încoace sau. Dar de ce bași fața asta? Hai. Toată lumea. V-am băgat fața sau că am văzut sticla de vin. Deci, pentru tine, dragă Nico. Mulțumesc pentru toți. Nicolae, și pentru toți Nicolai, să fie de la Marius din Satul Mare, pentru Nico de la Timișoara. Este. Pentru Nicoleta de la Timișoara. Și pentru Grig din Berceni. Ziua ta, ziua ta, ziua ta. De lume, că mâine e de naștere, da, nu? Da, da, haide, da. Haide, meu. De-aia de mâine nu vorbim. Ce tare. Este melodia de la mulți ani care îmi place cel mai mult mie. Deci tu ai auzit ce ți-am zis? Azi e ziua de nume și mâine ziua e de naștere. Despre aia de mâine nu discutăm. Serios? Mâine te-ai născut? Da. Mâine te-ai născut? Aș vrea să mă nasc mâine. Hai, bine. Toată lumea a venit. Este. Mai bine, Nico. Hai să te povină cu asta. Stați așa. Stai. Ia. Încet. Aruncă cu bani. Stai, mă. Nu. Da. Unde că mai vrei după aia? A vrut să mă pupe pe gură, dar m-am întors. Așa, așa, bravo Nico. Și am nimerit în ureche. Când te întorci, Nico, trebuie să faci un pic buf. Nu. Păi de obicei nu mă întorc. Numai la tine. Vreau să păstrez misterul. Dar știi care este culmea, da, cu Nico? Eu nu știu câți am face mâine, dar când am întors capul, a trosnit ceva. Și după firul alb care a picat și a rămas pe tricoul tău negru. Aoleu, nu că mi-au bătaia ca să termină. Nico, la mulți ani, la mulți ani. Mulțumesc. Micușor Nicolae. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Dar aici e dilema. Tu nu ești răspundă în aceea zi cu George Vintil sau și urmează? Ba da, este ziua lui mâine. Mâine, nu? Mâine amândoi suntem amândoi bătrâni, practic. Deci eu de astăzi nu mai mănânc nimic. Așa e, păi. Și că astăzi a fost o tură de pizza, dar noi am ratat-o. A fost o tură de pizza, da, dimineața. Ai, nu te cred. Mi-e place să mănânc pizza dimineața și dacă aș putea să mănânc pizza tot timpul, aș mânca pizza tot timpul. Pizza cu cafea. Ai, măi. Tu știi ce bine e pizza cu orice? Hai, la mulți ani la toată lumea, la mulți ani, la mulți ani! Nico. Mâine să nu uitați să pregătiți, v-am zis de astăzi că mâine e ziua de naștere, ca să pregătiți cadoul. Panduri 71, pe adresa mâine asta puteți să trimiteți cadouri. Nico, mai puțin Lili care a trimis cadoul. Dacă se poate să fie comestibile cadouri. Vinul se pune? Și cu arome? Sau băubile, da. Excelent. Perfect. Abia aștept ziua de mâine. Niște lichiuri de plante, ceva. Noi voiam să vorbim ceva acum, dar vorbim după aia, da. Că iar tot cu noroc aici, și cu ghinion, da. Dacă e sărbătoare, ce să mai. Asta a fost cu noroc, da. Da. Grig și Onuc la Pro FM. Grig și Onuc la Pro FM. 5 fără 10, vreau să zic o chestie. După, chiar dacă e Moș Nicolae, a fost și Black Friday în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, nu? E, să-ți povestesc o treabă foarte, foarte amuzantă. Da. Eu încă aștept un coleg de Black Friday. E ok, nu e amuzant. Băi, de ce râzi așa? Pentru că o fată și-a făcut o comandă pe așa site și-a vrut ea să comande un produs. E, când de acolo bagă în coș, probabil pentru că erau foarte mulți oameni online care doreau să comande și așa, deci mai departe. Deci a băgat în coș produsul, produsul, da? Și am căput? Era mare? După ce a dat ea click, așa, hai să iau produsul, pac, îi dădea o eroare. Și a mai încercat o dată, de două ori, de cinci ori, și s-a enervat și la un moment dat știi cum faci tu cu mouse-ul, așa, când te enervează ceva și o dai click, știi, ce nu merge ăsta că mă enervează. Aoleu, gata. Și-a comandat, știi? Tu ai băgat acum 16 produse în coș. E, fata a băgat vreo 24. A, fără să-și dea seama și toate. Păi nu era eroare. Așa a crezut ea. Și a venit coletul zilele astea de Black Friday. Opa. Bună ziua, curierul, v-am adus pachetele, ce pachete, că nu, păi cum, mi-a fost registrată comanda, că nu știam.
Păi da, aveți 24 de colete sau de clicuri, nu știu cum să-i spunem. Deci stai puțin, a venit curierul cu 24 de colete sau da, cum? Da. Și fata a rămas șocată, a zis, păi eu am crezut că e eroare, eu n-am știut că mi-a luat pachetul, eu am crezut că... Și a zis, păi nu, domnișoară, nu v-ați verificat cardul? Și fata și-a verificat cardul de 24 de ori. A fost taxată pentru produsul ăla. Vai de mine! Deci cam asta s-a întâmplat de Black Friday. A dat click și a făcut și ea click. Nu cred așa ceva. Da, să știi. Asta este foarte tare. Știi ce am pățit eu? Stai că acum căutam un mail, rezerv. Știi ce am pățit, măi? Uite, cu la Altex de Black Friday. Așa. Zic, e întâmplare adevărată. Deci ai pățit-o tu? Am pățit-o, intru dis de dimineață pe Altex, nu știu ce, și văd acolo produse cu 0.00 lei. Aha. Pe cuvânt. Bine, zic, dar eroare, că 0.00... Băi, erau 0.00 lei și am băgat în coș niște produse și acum am găsit un mail, uite, un mail de confirmare. Uh-huh. Bună ziua, Șerban, îți mulțumim pentru rezervarea plasată pe site-ul, pentru că știi cum am făcut? Am zis nu să-mi vin acasă, ci să rezerv în magazin. Uh-huh, uh-huh. Și am rezervat într-un magazin Altex și ci că număr rezervare 600, 64, nu știu cât, plită incorporabilă, beco, nu știu ce, gaz, patru arzătoare, negru, o bucată, 0.00 lei. Da, mă, a fost, zis, bă, a fost o ofertă. A fost o eroare. Și am mai băgat, dar numai mail-urile, cred că am mai șters din ele, am mai băgat televizoare de toate. Și am vrut să mă duc să-mi iau comanda, dar ci că știi care e șmecheria când e genul ăsta de eroare? Mm. Trebuie să fie 0.001, măcar un ban să coste, că nu pot să facturez 0 lei. Corect, dacă e nul. Și pot să spună, ne pare rău, eroare, n-am văzut cum să facturăm 0 lei. Mm-hmm. Deci dacă atunci puneau un ban produsul, cumpăram jumătate de magazin. Da, știi ce și știi că era obligat să-ți dea, că zice, dom'le, atât e produsul, cu atât l-am luat. Normal. Dar știi ce mă întreb eu? Plăteam și cu cardul, să am dovadă. Întrebarea mea este, de ce, dacă ar fi cumpărat, trebuia să le primești gratis? Știi de ce? Că la 0 aia se mai adaugă TVA-ul. Și era 0,19 bani. Sau pe care, mă, că TVA-ul este... Stai, mă, puțin. Tu ce matematică știi? 19% din 0 lei e 0. Păi nu, măi, nu așa mă gândesc. Adică dacă, de exemplu, un produs costă un leu, da? Cu TVA, să zicem, e 1,19. Tu ai repetat clasa a 4-a? Dar stai, ascultă-mă puțin. Da, te ascult. Ascultă-mă cu atenție. Zi. Deci dacă un produs costă 1 leu și produsul lui și cu TVA e 1,19, nu? Da. Dacă ăla a costat 0 lei, da, pui doar TVA-ul, domnule. Și care dai... Bă, dar e 0 TVA-ul. Că n-are cum că e 19% din 0 lei. Și nu puteai să pui cumva în Photoshop 0,19 și deja să-i aplica? Nu știu, fie că de iau, te mi-am amintit și mă oftic, ai de publicitate, că nu mai vreau. 0 plus 19, mă așteaptă și acum un magazin plita aia și nu m-am dus să o iau. Ia, Grig, plita te strică. Brace yourselves, Grig and Tonuk are coming. Ora 5, avem știri acum aduse de Tatiana. Avem, bun găsit! Sute de persoane au semnat în cartea de condoleanțe de la Castelul Peleș, acolo unde peste fix o săptămână, regele Mihai va fi depus pentru câteva ore. Publicul nu va avea însă acces pe durata șederii sicriului la domeniul regal Sinaia. Regele Mihai s-a stins din viață ieri la reședința sa din Elveția. Majestatea sa avea 96 de ani. Guvernul României a decretat 3 zile de doliu național pentru 15 și 16 decembrie. Continuăm știrile. Acum e momentul ideal să te așezi la casa ta. Specialiștii spun că apartamentele se ieftinesc ca efect al instabilității cursului de schimb valutar și a creșterii robor. Cele mai bune prețuri sunt în București, Timișoara, Cluj și Iași. În capitală, spre exemplu, suma medie solicitată pentru un apartament, indiferent de anul construcției, s-a diminuat ușor cu 0,2%. Prețurile nu scad însă sub 1270 de euro pe metru pătrat. Cine știe să jongleze cu zilele libere de la stat, se poate alege cu vacanțe de neuitat. Din 10 libere, poți face 35 de zile de concediu la anul, arată o analiză Momondo. Spre exemplu, în ianuarie, dacă pleci pe 24, când e liber cu ocazia unirii principatelor române, nu trebuie să-ți iei decât 2 zile de concediu, joi și vineri. Tu vei petrece însă 5 zile, pentru că le legi de weekend. Specialiștii ne recomandă pentru acea perioadă o vacanță în Thailanda, spre exemplu, unde nu doar că putem
putem petrece cu bani mai puțin decât în sezon, dar poți face și plajă. Piqué a dat tot ce a avut mai bun pe teren ca să o cucerească pe Shakira. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a povestit pentru The Sun cum a cunoscut-o pe cântăreață. S-a întâmplat în 2010 la Madrid, când Shakira filma videoclipul la Waka Waka, imnul Cupei Mondiale din acel an. Piqué povestește că și-a făcut curaj și i-a cerut numărul de telefon. Apoi i-a dat un SMS în care a întrebat-o cum e vremea. Ea i-a trimis o poveste lungă. Apoi Piqué a jucat cât a putut de bine, știind că nu o poate revedea decât dacă Spania ajungea în finală, pentru că Shakira cânta la festivitatea de închidere a competiției. Și restul e istorie, a povestit fotbalistul. FCSB are mari probleme de lot înaintea meciului cu Lugano. Pe lângă Budescu, Benzar, Teixeira și Planici, roșalbaștrii nu se pot baza nici pe Alibec. Atacantul celor de la FCSB resimte dureri la genunchi și va fi menajat, anunță DigiSport. Elevii lui Dică joacă mâine cu elvețienii în Europa League de la ora 22. Partida se va disputa pe Arena Națională. Cer înorat astăzi la munte, unde local va ninge slab, dar și în Maramureș și în nordul Moldovei, unde va ploua. Acum avem, potrivit ANM, la Târgoviște 1 grad, în Brașov 2, la Constanța și în capitală sunt 5 grade, în Bacău 6, iar la Timișoara 7. Ești bine cu Pro FM, Grig și Onuc, rămân cu tine. Corect, rămânem încă o oră cel puțin și zicem și la mulți ani. Am uitat la mulți de cineva ani. Cu la mulți ani. La mulți ani, cui? Nu, lasă că zic imediat, da? Bine. Grig și Onuc la Pro FM. Grig și Onuc la Pro FM. 5 și 7 minute. Doamne, Grig, nu pot să le zic ascultătorilor ce faci, ce ascult și cu ce te ocupi acolo. Astăzi cu Nicolae am uitat niște Nicolae foarte importanți din viața noastră. Da, am eu un prieten, Nicu. Ai un prieten, Nicu? Nu, fratele. Mi-a scris acum și mi-a zis: băi, Marius, sunt la Sinaia, te ascult. Hai să zic câțiva Nicolae de care tu ai uitat și de celebrii de care noi am uitat să le spunem la mulți ani. La mulți ani, nu știu cu cine să încep, e foarte greu. Dă-mi aici un pic de sunet, fii atent, zic dacă îl recunoști. Pe... încerc acum să spun că am găsit, dar tu nu vrei să spun. Nic de la NND, frate, la mulți ani, Nicule. Bun, ai înțeles? Așa e, da. Mai am pe cineva, de am uitat să-i spunem la mulți ani azi de Moș Nicolae. Ia uzi. Nicki Minaj, măi. Vai. Să nu-i spunem noi la mulți ani lui Nicki Minaj. Nicki Minaj a troa. O cheamă, ăsta e numele întreg, nu? Întreg? Ceva de genul. De la Nicki Minaj. Hai să mai trec la cineva. Iarăși am uitat, fii atent că am uitat de... de cine? Nu me puedo contener. Nicki Jam, mă. Bă, ce mă pricep. La mulți ani lui Nicki Jam. La mulți ani, Nicki Jam de prune. Nicki Jam, uite, vezi, l-am uitat pe Nicki Jam, măi. Așa? Ce-ar mai fi? Hai că mai am pe cineva. Hai că pe ăsta-l știi, fii atent. Zi. Nicolae Cuță, mă. Aolea. Nu, aia asta nu mă încântă. Deci Nicolae Guță la mulți ani. Vrei să-ți mai zic și Nicu Paleru și altele? Ia uite, pentru multe fane, că țin minte în copilărie că sora mea era disperată după Nic de la Backstreet Boys. Aolea, deci nu știam că mai există. Dar nu cred că mai există, e ca formație. Dar piesa era, mai țineți minte piesa asta? Deci Grig avea o coreografie când l-am cunoscut. Eu dansa pe piesa asta mai ceva ca Cerebel și toată trupa simplu la un loc. Ia imaginați-vă-l pe Grig cum se învârtea cu un cap. Nu? Mai poți? Mai faci o dată, mai faci o mai pe Facebook lasă, și nu mai pot, nu mai pot, că mă doare acum. Deci bine. La mulți ani și lui, cum ai zis, Nic de la Backstreet Boys. Pui de mine, mă, și încurc. Backstreet Boys. Pișinii mai avem noi cu Nic. Cam ăștia au fost așa, cei care mi-au venit pe moment, da? Nicu Paleru, am zis Nicu Paleru, da? Cred că Nicoleta Nucă ne-a zis cine. Nicoleta Nucă, la mulți ani lui Nicușor de la Brăila. Nicușor de la Brăila, dacă ne asculti, la mulți ani și ție. Și vecinului tău, Nicolae Dică, ce să mai... Nu? Nicolae Dică, la mulți ani, Nicolae Dică. Corect. Bun, și în ora asta o să vă mai aducem piese de la Ed Sheeran. Perfect. Avem Zayn Till Dawn. Ce-mi place piesa asta. Și Dua Lipa, New Rules. Urmează Nicoleta Pink, Warbauras. Grig și Onuc la Radio ca băieții, la Pro FM. 5 și 20 de minute, am revenit în direct la Pro FM. Pe tine te cheamă Marius Pavel Onuc, da?
Nu în ordinea asta, dar da. Pavel Marius, da, o nou cu Pavel Marius, Pavel sau, mă rog, da. Nu te cheamă Ben și nu ai fost prin Manchester? Dat, da. Ai fost vreodată? În Manchester nu. Ai scăpat. De ce? Fiindcă tot internetul vânează pe Ben. Ben? Ben, după ce acesta s-a lăudat că și-a înșelat iubita. Despre ce este vorba? Deci, doamna Emily Shepherd, da, era în trenul care mergea de la Bournemouth to Manchester, da? Ok. Și cum era ea așa în trenuleț? Și că a auzit un bărbat pe care îl cheamă Ben, spunându-le prietenilor că și înșeală iubita. Mamă, frate, deci știi aia cu care sunt Ben, eu, da? Ben la care toate fetele ziceau Big Ben, nu? Exact. Și vorbea el cu prietenii la telefon. Frate, mamă, deci ești nebun, deci uite ce am făcut la aia seara. Deci asta a mea nu știe, că oricum o înșel de sparg, de rup, de bai, de capul meu. Deci ce face Emily? Ce să facă? Ca orice fată, sifonel. Așa. Sifonel, sifon, adică postează imediat pe Twitter. Și? Ce postează? Dacă este cineva care are un iubit pe nume Ben, în trenul Bournemouth, Manchester, tocmai s-a lăudat că te-a înșelat. Dă-i papucii. Uai, nu te cred. Deci asta a postat așa ceva pe Twitter, da. Și? Emily a primit sute de mesaje, mii de distribuiri, adică distribuie, distribuie, share, share, share. De parcă toată lumea s-a unit în încercarea de a-l găsi pe Ben. Așa. Și că chiar și starul Dragon's Den e o chestie, și anume Deborah Midden este o vedetă de prin Anglia, s-a implicat în căutarea bărbatului postând sifoana și ea, că este o sifoană, da? Un mesaj tot pe Twitter. Dragă infidelule Ben, poți te rog să te faci cunoscut până nu vor afla toți bărbații infideli numiți Ben unde locuiești. Că după aia toți, da, Benii care vor fi vânați de iubitele lor, că îți dai seama, Manchester sunt o grămadă de Beni. Exact cum la noi e Ionuț, de exemplu, sau exact. Aveam și un prieten din Ardeal, îi zicea Beni. Oare fi el? Beni. Oare fi Beni de la Cluj? Ăleu, nu cred. Este, nu, posibil și asta, că știi, Doamne, cum este. Cum e asta? Englezaica aude, îi zice prietenul: "No, măi, Beni, măi, ți-a înșelat iubita, yes, yes." Și femeia a zis că e Ben, nu e Beni. Vezi, poate e din România Beni asta. Da, e posibil. Deci tot internetul îl vânează. Încă nu a apărut Ben, sunt și eu foarte curios cine este nefericitul. Da, uite, și Emily și Deborah, niște sifoane mici. Urât. Eu le închideam contul de Twitter. Nu se, dar poate, să-ți vezi din păcate. De treaba ta ce are. Deci ia mii auzi de oameni, fii atent, mii de oameni au distribuit postare, au dat share, dar Ben este încă de negăsit. Apropo, voi fetelor îl cunoașteți pe Ben? Sau poate îl cheamă altfel? Exact. Pe Benul din viața voastră. Da? Se poate întâmpla și asta. Dacă îl cunoașteți sau dacă aveți și voi un Ben, de ce să nu ne ziceți și nouă povestea voastră la 077-101-872 pe WhatsApp? Scurt. Dar așa. Dar nici pe tine nu te cheamă Ben, nu? Mai devreme am primit un mesaj. Vă pupăm, băieți, Flori, Claudia și Marinela. Grig e Ben, de aia probabil. Nu. Eu pe mine, la mine este Bem, de la Bem. Adică, uite, avem o sticlă de vin aici. Bem, nu Ben. Da, ok. Păi, nu știi cum te strig eu tot timpul și cum mă strigi tu tot timpul? Ce faci, frate, Bem? Cam așa, da. Bem, nu, Marius. E, mă rog, fie. Da, bine, Ed Sheeran urmează. Dacă sunteți în postura iubitei lui Ben, spuneți-ne. Explicați-ne, dați-ne acolo. Că noi am mai avut niște, o să mai revenim cu niște exemple de fete care l-au răsplătit pe Ben după ce au aflat că Ben, aoleu, mai serios? Are o altă Ben, na, sau cum o fi chemat-o. Grig și Onuc la Radio ca băieții. Grig și Onuc la Pro FM. Măi, dacă toată lumea... Ai zis că vorbim de noroc și ghinion. Da, dacă toată lumea îl caută pe Ben, care s-a lăudat că și-a înșelat iubita și nebunie pe Twitter și așa. Uite, a venit o sugestie. Trebuie să facă cineva poza lui Ben, punea poza și aia. Aia m-am gândit și eu. De ce, de era ce simplu. Emily, sau stai puțin, cum o cheamă pe aia, pe fata, pe sifonica cea mică? Da, Emily. Emily, sifonul internațional Emily. Mai este încă o variantă. Ia zi. Poate Ben nu are nici iubită, nici amantă și încearcă să se integreze în grupul de macho, motiv pentru care este de negăsit, pentru că nu are cine să-l prindă. Ai dreptate, uite, astea sunt mesaje la 077-101-872 pe WhatsApp-ul nostru, uite, și pun pariu că astea sunt trimise de niște fete. Corect, și Mihaela, uite, de exemplu, din Balotești, zice: moșul a fost darnic cu mine, i-a adus un ceas șmecher. Și, da, cum este Big Ben din Londra, da, exact, dar e mai mic, înțelegi? Big Ben, Bing Bang. Măi, am un alt băiat, asta e apropo de ghinion, fii atent, a aruncat o avere la gunoi. Mamă. Deci fii atent, cum? Omul a investit în Bitcoin, deci eu când intru pe Facebook și pe Instagram și peste tot, una, două, mi-apar așa, ori reclame la jocuri,
instalează jocul XYZ și mi-am instalat și după aia așa. Am dezinstalat. Ori mi-apare, tranzacționează Bitcoin, cumpără Bitcoin. Așa, așa, da, da, da. Era să zic, coane, coane, că e Bitcoin, știi? A, e gen, Băicoi, orașul, da? Cumpără Bitcoin, Ben. Așa, și tot îmi apare, cumpără, tranzacționează, bam, 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 bam. Și mă uit eu la Bitcoin-ul ăsta, ci că e o monedă virtuală care a ajuns la 9.000 de... cât e, mă? 9.000 de dolari și când s-a lansat a costat 0, nu știu câți cenți, adică da, da, da. 2 lei. Da, da? Da, da. Un leu, 2 lei. Și a ajuns în nici 10 ani la 9.000 de dolari bucata. Și un băiat a cumpărat... nu, uite, 11.500 de dolari. Deci omul a tot prin 2009 s-a apucat de Bitcoin... Da, și strânsese 7500 de monede Bitcoin. Vai, ai, și toate, ci, moneda aia, ci că toate parolele și chestiile, toate datele le avea salvate într-un laptop. Și? Da. Și a aruncat laptopul la gunoi. Deci toate operațiunile. Grig și Onuc la Pro FM. A zis breathe, am făcut... Da, am luat și noi o gură de aer. Bă, dar mă enervează, uite, acum am schimbat pe monitor nemulțumit. O chestie. Așa? Și am pus albastru. Vorbeam cu colegul nostru de la tehnic, care ne zice așa? Că nu s-a stricat monitorul. Dar tu nu știi, da? Că întotdeauna oamenii de la tehnic nu se pricep? Ai, dacă te aude Răzvan. Mai mult strică decât repară. Deci dacă te aude Răzvan, crede-mă că o să-ți pară rău. Ai și tu mare dreptate, retrag, mă scuzați. Pui o culoare, se vede altă culoare. Verdele se vede altă. Nu știu, Onuc, tu ai tot timpul probleme. Mai bine să spunem... Uite, tu vezi ce albastru dubios. Aoleu, ce mov este, da. Păi asta zic, mă doare capul. Nu mă crede colegul nostru. Adică... Mă doare capul. Hai să nu ne mai plângem. Ba, da. Ne bate tehnologia și noi pe ea, adică noi dăm o palmă calculatorului și el replică nu mai merge. Bine, hai că e 6 fără 10. Vine Tatiana cu știrile orei 6 în aproximativ 10 minute. Vine imediat după și Unguru Bulan. Și vă mai zice niște chestii drăguțe. Una cu noroc, cu ghinion. Ai zis tu una cu ghinion, îți mai zic și eu una cu... Zi-mi una cu noroc să meargă bine, te rog. Una, da? Cu noroc, a câștigat unul la loto. Și-mi zici după fix. A avut ghinion, îți zic eu cum. Opa. Grig și Onuc la Radio ca băieții. Cunoscut deocamdată, anunță televiziunea publică. Averea regelui constă însă în palate și terenuri confiscate de comuniști și restituite majestății sale la mult timp după Revoluție. Acum, după moartea regelui, toate aceste bunuri vor fi împărțite celor 5 fiice. Vă reamintesc, regele Mihai, care a încetat din viață ieri la vârsta de 96 de ani, va fi adus în țară miercurea viitoare și va fi înmormântat pe 16 decembrie la Curtea de Argeș. În altă ordine de idei, în Gorj, o stradă a comunei Runcu, unde s-a refugiat regele Mihai în august 1944, îi va purta numele. Și în capitală, primarul Gabriela Firea a anunțat că va propune ca Piața Victoriei să poarte numele majestății sale. Continuăm știrile. De la anul, șoferii vor primi amenziile și pe e-mail. Poliția rutieră renunță la Pix și Indigo și cumpără peste 3500 de tablete pentru a verifica datele despre conducătorii auto. Tabletele vor fi conectate la baza de date națională, iar procesul verbal de constatare a contravenției va intra automat în sistem și va putea fi trimis și șoferului ghinionist pe e-mail dacă acesta va dori. Polițiștii vor avea cu ei și imprimante și vor printa pe loc procesul verbal care va fi înmânat șoferului. Angajații români sunt pesimiști în ceea ce privește jobul pe 2018, potrivit unui sondaj efectuat de undelucram.ro, 60% dintre ei vor să-și schimbe locul de muncă și tot atâția nu se așteaptă să primească lefuri mărite în următoarea jumătate de an. În plus, angajații români resimt un volum mai mare de stres la locul de muncă. Piesa Despacito e noul lider în top 10 cele mai vizualizate clipuri muzicale pe YouTube. A adunat 4,4 miliarde de vizualizări. Psy, cel care a condus clasamentul în ultimii aproape 5 ani cu Gangnam Style, tocmai a fost detronat de Luis Fonsi și de Yankee. Pe locul 2 a urcat Ed Sheeran cu Shape of You, iar piesa lui J Balvin și a lui Willy William cu Mi Gente e pe 3. Vasile Miriuță și-a făcut planul pentru perioada de transferuri. Antrenorului Dinamo știe că îi poate pierde pe Hanca și Filip și a transmis conducerii să aducă în schimb 2 sau 3 jucători de valoare din străinătate, anunță site-ul digisport.ro. În altă ordine de idei, Ionel Dănciulescu și-a sărbat astăzi ziua în cantonament. Directorul sportiv al celor de la Dinamo a împlinit 41 de ani. Dănciulescu este jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în Liga 1. Corbul are 515 partide pe prima scenă din România.
Cer înnorat avem mâine în nordul, centrul și estul țării, dar numai izolat. Vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare în Carpații Orientali, mixte în Maramureș și Transilvania și ploaie în nordul Moldovei. Vom avea maxime între 1 și 11 grade. Acum sunt potrivit ANM, la Brașov 2 grade, în Constanța, Arad, Pitești și în Capitala avem 5 grade, iar la Focșani sunt 8. Ești bine cu Pro FM, Grig și eu nu rămân ai cu tine. Ai scăpat, ești bine, ah. Tatiana? Tatiana este fericită, da, că acum pleacă acasă. Am filmat, avem un video acum, să vedeți cum încerca Grig să o încurce pe Tatiana. Nu. Stați un pic, să vedeți în ce condiții de stres se dau știrile la Pro FM. Pe da? Grig and Donuc punem în merită 2 primă. Minute video-uri, să-l vedeți. Grig și Onuc, la radio ca băieții. Grig și Onuc, la Pro FM. 6 și 10 minute, deschidem ultima oră de emisie la Pro FM. Adică până la 7, Grig și Onuc, astăzi cu zi de sărbătoare, și? Cu Nicolae, cu 6 decembrie, cu niște cadouri, mulțumim, Lili. Și Ungurul Bulan și toată gașca să aflăm doar ce le-a dus moșul, dacă au fost cu minți sau nu. Aici tu mare dreptate. Ieri ați vorbit despre moș. Da, astăzi este cadouri. Cum ar veni After Hours. Ora asta After Hours, sau muzică mișto și cu Axel Ingrosso, More Than You Know. Muramasa cu Love Sick și French Montana Unforgettable. She's on my mind acum de la JP Cooper. Asculți Pro FM cu Pavel Onuc Escobar și Grig El Patron. Nu vă supărați, aveți două minute să vorbim despre domnul nostru Ungurul Bulan? Nem. Ești la Grig și Onuc cu Ungurul Bulan, trimisul nostru special. După pălincă, cu bistoșință, numai la Pro FM. Moș Crăciun cu... Stai că nu, era mai este... Încă n-a venit. A promit ca până de Crăciun să fiu suficient de cu minte încât să îmi primesc și eu porția de... Da, da. Așa, să bine, primești. Să mergem... Că ți-am încurcat moșii mele, Grig. Ce ați făcut? Ați încurcat moșii, cred că vă duc ceva băutură seara, nu? E, acum și tu, copchile, tu n-ai voie să vorbești despre asta. Exact. Îi avem pe prietenii noștri de pe Electrolizei, Ungru, frățică, copchilu, vorbim foarte, foarte simplu despre... Ce v-a adus, mă, Nicolae? Mă scuzați, iar au luat copilul telefonul. Bă, am prins la una, două verificații. Cum vede telefonul? Că sună, fac-o, pus mâna pe el. Și acum să aud că sună el direct cu el la ureche. Ok. Vă salut. Salut. Ok, eu trebuie să răspund, nu copilul. Așa, păi dar înseamnă că era entuziasmat și de-aia. Nu? Da. Entuziasmat. Deci i-a dus moșul, care ăsta își pune niște dorințe să mor. Eu... Este mâțul în coadă, pe cuvânt. Da, mi-aferește. Păi ce dorințe și-a pus? Că l-am auzit ieri, că își dorea una alta, dar a fost așa, puțin reținut, că nu prea i-ați lăsat speranțe. Păi hai că vă spune ce dorințe, spune și de ce. Știe că moș Nicolae s-a prins că noi îi punem în papuci, știi? Așa, da. Și atunci, sigur, își permite și poate din top, din astea. El nu mai crede că de când l-a văzut pe Viorel Lis la televizor, a zis că el nu mai crede în niciun moș. Nu crede că există un om așa bătrân care să urcă pe garduri cu un sac în spate, că nu există. Doamne, da. Doamne. Zis, ce ai vrut anul ăsta? Spune-le la domnii. Mi-am dorit, dar știu că nu se poate, nu, da? Să se califice Dinamo în Champions League. Ok. No. Ați văzut, mai bine cere un milion de euro pe cuvânt, că erau șanse. Da, așa este. Doamne, da. Bun, nu, deci... că anul ăsta mi se pare că moș Nicolae a făcut contract cu cele mai nașpa magazine. Păi cum? Că a dus niște cadouri de astea de calitatea Dragonul Rosu. Foarte păi, calitative. E calitate, să știi, adică nu te plânge că chiar... Sigur, da, păi ăsta veșnic e mulțumit, vă spun. No, în schimb, noi atunci știi ce să vă zic. Eu încă am auzit ce ați primit voi, că m-am ascultat. Noi atunci, da, gândiți-vă că la Unguru, de exemplu, nu i-a dus nimic, că nu s-a putut apropia de șosete, efectiv. Așa am păsit eu cu șosetele lui Onuc. Da, am auzit chiar în prima sau a doua intervenție, am auzit. Deci, efectiv, cum ai zis și tu, Ungurul e lușilor cățat sosetele, el le-a rezemat de pereche. Ah.
Vizual asta e foarte nasol. Da, vă cred, vă cred. Numai bicicleta se rază, masaj e fum. Hai de capăt. Când fumez, nu am. Da, m-am înțeles. Da. Bă, în timp, să zic că n-a fost așa de sărac. Nu da? Chiar. Ce-a da, dar, de exemplu, la Ungur i-a dus gume de iarnă. Da? Aolea. Bun, că sunt da. Scumpe cauciucurile. Turbo sau... A, cauciucuri! Da. A, nu, stați un pic, mă confundam, am zis gume, nu cauciucuri, adică prezervative în plămiche. Ai de capul meu! Noi cu asta nu lăsăm să facă dragoste în casă când e iarnă, că vă dați seama, când se dezbracă, îi curg soțiile peste canapea. Ai. No, da, asta e vizual urâtă. Da, sincer, da. Vă dați seama. Da, no. Dar Nic Moș, ce să mai zicem acum, da. Da, no, și în final, să vă zic eu sau să vă zic că copilul ce-am primit eu. Opa. Vi dau, că mi-e mirușie, vă zice copilul. Hai, copile, zile. Știți ce i-a dus la mine, frățică? Ce? Un cui. Un cui? Și eu zis să-și pună pofta în el. Aaaa, cui? Doamne, mă speriase. Ce tare! Și și-a pus pofta? Nu, stai un pic. Cred că să știți că n-am confundat cu o intervenție despre subtoc. Deci, efectiv, un cui. Și m-a pus să-l bat în trece și-a zis, moșul, nu, aici să-ți pui pofta. Acum chiar am înțeles cu adevărat. Da, bun. Un cuiuț. Da. Da. Bun, darnic moșu, ce să mai zicem? Da, da, no, lasă măcar la voi, a fost bine. Doamne, da. Bun, vă salutăm, băieți, abia așteptăm să aflăm ce va duce Moș Crăciun. Apoi aia am vrut să zic că eu abia aștept să mă eschidez, știe ce voi zice. Moș Crăciun o să ne aducă un șpagat de la Moș Crăcit. Ai de mine, gata. Crăciun. Frățică, pupine, urme, vă pupăm și noi. Pa, toate bune! Hai că-i auzim și mâine pe băieții noștri. Auzi voci? I-ai auzit pe Unguru, Frățică și Coptilu la Grig și Onuc. Cristos! În timpul acestei transmisiuni, niciun Coptilu nu a fost rănit. Recunosc! Grig și Onuc la Pro FM. Grig și Onuc la Pro FM. Hai să zic despre o combinație proastă între... Aoleu, proastă dragoste și de... Dragoste așa... și bani. Deci, un băiat din America... Ți-o zic eu, viața mea. Nu. Un băiat din America a câștigat la loto. Ok. Tare! Căsătorit de 2 ani. Căsătorit de 2 ani cu o tipă. Așa. Dar ce s-a gândit el? Ce s-a gândit el? Pentru că ea n-a aflat că el a câștigat la loto, el a verificat biletul nu împreună cu iubita lui. Așa. A zis, ia să o las eu grămadă și să plec. Ce, grămada de bani? S-o las eu, păi așa, cu ochii în soare. A, pe ea grămada. Da. Ok. Bun, ce-a făcut omul? Plan. Și-a spălat hăinuțele, le-a băgat în bagaj, fac tot, vreo 2 zile a tot făcut pregătiri. Soția lui, dai seama că a fost ea îngrijorată puțin. A zis, ce naiba spală ăsta 3 ture de haine odată? Ce-a pățit el? Corect, câtă mizerie să fie. A zis, măi, ai verificat și tu biletul la loto? Da, da, nu e câștigător. Ba, da, era câștigător. 6,1 milioane de dolari. Ea știa de bilet? Da, dar el greșit, a zis că nu e, nu. Greșit, întotdeauna nu, iubito, nu, ghinion, ca de obicei, 6,1 milioane deci de dolari. Deci de iubită trebuie să ascunzi până și punctele de la Mega Image. iCard Cora îți dă reducere, de-aia ascunde-o. Exact. Că o să și aia tigaia și va găti zilnic. Știi că la mall îți dă timbre de alea să-ți cumperi nu știu ce cuțite? Da, n-o lăsa nici măcar să le lingă. Nu, ascunde-le. Ascunde-le, trebuie să nu știe nimic. Din nefericire pentru el, soția într-o seară a verificat, a căutat ea biletul, a găsit, a aflat că este câștigător. S-a enervat și a căutat un avocat. A vorbit cu avocatul, i-a explicat tot. E, după care... problemele au început. I-a zis, fii atent, băi, nesimțitule, am aflat că ai câștigat la loto. Așa. Am găsit eu biletul, dar am vorbit cu un avocat, te dau în judecată și s-ar putea să nu iei niciun leu. Din asta, pentru că, în primul rând, ai cumpărat cu banii mei, cred, biletul ăla. Adică, și stai, trebuie să împartă combinația? Obligatoriu, dacă nu-i va pierde toți banii în cel mai rău caz. Ai de mine! Ci că un specialist, un judecător, va determina al cui este biletul, de fapt. Și într-un final ce a declarat, Denisa o cheamă pe fată. Deci până la urmă acum trebuie să împartă biletul, nu? Încă nu se știe. Vai de va dura procesul puțin. Așa? Sunt dezamăgită și întristată de tot ce s-a întâmplat. Putea să fie o perioadă frumoasă pentru noi. Puteam să facem toate lucrurile la care până acum doar visam. Dar el asta a vrut să facă.
să fie singur și cu bani. Păi logic, nu? Da, ce asta atâta? Este. Da, bine. 7:20, dăm drumul la reclame și revenim imediat. Eu o să plâng puțin. Cu Pavel Onuc Escobar și Grig El Patron. 7:10, e momentul să ne luăm tălpășița Grig și să plecăm acasă, da? Hai, dar unde-i tălpășița, că mă găsesc? Să te iei tu mai târziu. Ai o tălpășiță împrumut? Am. Mâine de la 4 revenim și imediat după 7... vine Virgil Batista in the mix. Pro FM Party Mix, baby. Așa e. Pe ce zi azi? Miercuri. Mâine joi. Da, vine și weekendul imediat. Sărbătorile vin, vă pupăm, seara excelentă. Bye. Asculți Pro FM cu Pavel Onuc Escobar și Grig El Patron.